În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucenici părinți, împreună slujitori în Hristos Domnul, iubiți credincioși, bucurie mare ne face începutul anului bisericesc, așa precum s-a mai spus, iată că se deschide cu câteva sărbători de o importanță deosebită. În primul rând a fost sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Am prăznuit nașterea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, pentru că prin ea s-a lucrat și s-a arătat taina mântuirii noastre, căci din ea s-a întrupat și om s-a făcut Fiul lui Dumnezeu, care a venit și ne-a mântuit pe noi din păcat și din moarte. Tot la începutul anului bisericesc, Sfinții Părinți au rânduit 3 popasuri duhovnicești, închinate sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. Acum, la început de an bisericesc, ni se pune chipul Sfintei Cruci în față, arătând că prin cruce, prin jertfa crucii Golgotei, a venit bucurie la toată lumea, căci pe ea s-a răstignit și a suferit pătimiri Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat pentru mântuirea noastră. Crucea a devenit semnul de biruință al vieții împotriva morții, semnul prin care Hristos a biruit pe diavol, a biruit păcatul și a biruit moartea. Pe crucea Golgotei a curs cel mai scump sânge din toată lumea și din toate timpurile, sângele lui Hristos. Și prin jertfa crucii sale ne-a împăcat pe noi cu Tatăl. Sfinții Părinți au rânduit ca sărbătoarea, praznicul din 14 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci, să fie marcat și de 2 duminici. O duminică premergătoare înălțării Sfintei Cruci și duminica de astăzi, de după înălțarea Sfintei Cruci. În duminica premergătoare înălțării Sfintei Cruci, Sfânta Evanghelie ne-a arătat taina coborârii lui Dumnezeu la noi. Taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu, din iubire față de lume și față de neamul omenesc, a trimis în lume pe Fiul Său, care s-a coborât în lume, a luat și condiția noastră omenească, făcându-se și om asemenea nouă, în afară de păcat, rămânând ceea ce era din veșnicie Dumnezeu și în taina mântuirii ne-a dus pe noi la Tatăl și a adus mântuire cel care s-a coborât din ceruri, înălțându-ne și pe noi împreună cu sine la tronul Tatălui Ceresc. Semnul acesta al coborârii și a înălțării lui Hristos s-a făcut prin Sfânta Cruce. El s-a coborât la noi prin întrupare, s-a golit pe sine, chip de rob luând. E taina chenozei, adică a coborârii lui Dumnezeu la noi. Dar pe cruce s-a și înălțat. Și prin cruce ne-a arătat nouă slava învierii. Căci crucea ascundea în sine slava învierii, biruința. Prin chinurile crucii, Hristos a ajuns la biruință. Nu există biruință fără cruce. Acesta este înțelesul teologic adânc, profund, dacă vreți, al mântuirii. Căci nu s-a realizat mântuirea decât prin jertfa crucii Golgotei. În duminica de astăzi, Sfânta Evanghelie ne aduce un înțeles duhovnicesc al crucii. Este numită și duminica luării crucii și a urmării lui Hristos. Ne descoperă Mântuitorul Hristos, prin Sfânta Evanghelie care s-a citit, dimensiunea duhovnicească a crucii, dar neruptă de înțelesul ei adânc teologic, de crucea ca altar de jertfă a lui Hristos, și de transformarea ei,
din obiect de tortură din antichitate, ci în special în perioada stăpânirii romane, în semn al biruinței creștinului, în semn al biruinței lui Hristos și a biruinței noastre. Dacă ne asumăm și dacă o ținem aproape, crucea noastră de crucea lui Hristos. Crucea noastră nu poate fi despărțită de crucea lui Hristos. Nimeni nu poate spune că își ia crucea și urmează lui Hristos dacă nu înțelege jertfa crucii, dacă nu este și el duhovnicește la picioarele crucii cu apostolii și cu Maica Domnului, cu femeile mironosițe, care l-au văzut pe Mântuitorul și au compătimit împreună cu el chinurile pe care le-a suportat pentru noi, dar s-au făcut pe urmă și receptoarele sau cele care au primit cu atâta bucurie în suflet vestea cea mare a învierii, a biruinței. Deci în măsura în care crucea noastră este ancorată în crucea lui Hristos, chiar dacă suferim, chiar dacă avem încercări, suferințe, necazuri, neîmpliniri, astea sunt crucile noastre. Dar dacă o avem ancorată în crucea lui Hristos și se adapă din puterea crucii lui Hristos, atunci mergem cu Hristos și El împreună cu noi la biruință, prin cruce, prin încercări, dar vom birui, că așa a biruit Hristos, și pe diavol, și păcatul, și moartea. Și a dăruit lumii viața cea nouă și înviere. Slava învierii vine după ce ai suportat sau ai rămas ancorat în jertfa crucii lui Hristos. Ai pătimit și tu împreună cu El. Acesta ne redescoperă Sfânta Evanghelie de astăzi, care, deși este scurtă ca text, este adâncă în învățături. Mântuitorul Hristos ne spune frumos, e o invitație frumoasă, ne spune câteva lucruri esențiale pentru viața noastră, care fiind o viață de creștin și trebuie să fie o viață de creștin, are dimensiunea aceasta a crucii, a legăturii cu Dumnezeu pe verticală și a slujirii în iubire milostivă cu brațele deschise. Așa este omul. Are în el imprimat simbolul acesta al crucii. Dar prin cruce va birui, căci crucea este armă de biruință. Nu mai este un obiect de tortură pe care să fie legați și să moară criminalii și toți cei condamnați, care erau condamnați la moarte și în special cei care săvârșeau fapte grele, erau condamnați la moarte pe cruce. Hristos a fost condamnat la moarte pe cruce pentru că a îndrăznit, după cum judecau farisei și cărturarii, să se facă pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și l-au răstignit. Dar El a pătimit pentru noi, El fără de păcat, și ne-a împăcat în jertfa crucii cu Tatăl cel Ceresc. În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul ne spune, dacă vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Cere trei condiții, dar întâi ne invită. Mântuitorul nu obligă pe nimeni. Ne cheamă. E o invitație, o chemare, așa cum și-a chemat apostolii. Nu i-a obligat să vină după el, să devină ucenicii lui, ci i-a chemat. Dar glasul lui are ecou în adâncul ființei noastre și noi trebuie să răspundem chemării lui. Dar nu ne obligă, pentru că ne respectă libertatea. Libertatea aceasta care e dată din creație omului. Nu ne silește, ne cheamă, ne invită. Dar cel care va răspunde, va avea pe Hristos ajutător în viață. Îl ajută Mântuitorul Hristos, pentru că știe că a dat un răspuns pozitiv și s-a angajat pe drumul urmării și slujirii Lui.
Și atunci îl ajută, nu-l părăsește. Dimpotrivă, îl părăsește pe cel care nu răspunde chemării. Că avem și puterea aceasta în vaza libertății, să răspundem sau nu. De aceea spune, dacă vrea să vină cineva după mine și dacă vrei, îți spune și condițiile urmării lui Hristos, care este o cruce, o dimensiune duhovnicească a crucii. Să te lepezi de tine, să-ți iei crucea suferințelor, a încercărilor, a neîmplinirilor, a tuturor ostenelilor în fiecare zi, spune celălalt evanghelist în textul paralel, să-ți iei crucea ta în fiecare zi și să urmezi Lui. Deci lepădarea de sine și luarea crucii sunt două condiții esențiale a urmării lui Hristos. Dar urmezi Lui. El este și a fost și a rămas deschizătorul de drum. El a jalonat drumul. Pentru noi e mai ușor. Pentru că avem drumul trasat de Hristos. Avem drumul trasat de mucenici, de cuvioși și de toți cei care L-au urmat și L-au mărturisit în această lume. Mii, sute de mii de sfinți și de martiri care L-au mărturisit și L-au urmat pe Hristos și au devenit ucenici ai Lui și s-au bucurat de slava Lui, de cununa slavei Lui, fără să mai moară dacă văd slava Lui Hristos. De aceea și spune că sunt unii care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere. Nu semnează că nu vor muri fizic, nu vor muri ca în Vechiul Testament, că nu poate omul să vadă slava Domnului și să nu moară. Așa era în Vechiul Testament. În Noul Testament vedem slava Lui Hristos față către față. Și mulți dintre ucenici au văzut slava Lui pe Tabor și s-au umplut și ei de slavă. Au văzut slava învierii sale. Au văzut slava pe care au primit-o dacă au urmat Lui Hristos și dacă L-au mărturisit pe Hristos, spune Mântuitorul, în acest neam desfrânat și păcătos. Nu s-au rușinat nici să-L urmeze și nici să-L mărturisească. Iată, sunt două condiții. Nu numai urmăm pe Hristos, fără să știm nimic în jurul nostru, ci te angajezi liber și în mărturisirea Lui. Îl mărturisești, nu ți este rușine nici de crucea Lui Hristos și nici de pătimirile sale și nici de a-L mărturisi pe El ca Mântuitor al lumii, ca Mântuitor al tău, ca Cel care ne dă viața cea adevărată și ne arată, nu numai că ne-a arătat drumul, dar cine se asumă crucea, vine Hristos împreună cu tine, căci prin botez ai devenit Fiul al Lui Hristos și al Bisericii sale și prin Sfintele Taine devii purtător de Hristos. Hristos împreună cu tine urmează, de fapt, drumul Lui. El ne-a arătat drumul, că El este calea, adevărul și viața, dar cu omul credincios, în chip duhovnicesc, El vine și împreună cu tine face acest drum al urmării Lui. Aceasta este viața noastră. Câtă o avem pe pământ? Nu e multă, să știți. Mulți cred că stăpânim lumea și trăim secole. Nu trăim secole, câteva decenii trăim pe pământ. Dar trăim hotărător și ne putem câștiga mântuirea și dobândirea vieții cele veșnice, văzând slava Lui Hristos și primind-o și noi, dacă I-am urmat cu adevărat, dacă am fost cu adevărat ucenicii ai Lui, dacă ne-am angajat în chip liber, luându-ne crucea suferințelor, a îndurărilor, a suportării unor neajunsuri în viață. Sunt multe cruci de dus. Te-ai lepădat de sine, de egoismul tău, de modul de a trăi egoist doar pentru tine, de a te alipi de patim și de plăceri. Asta însemnează lepădarea. Te lepezi de eu-ul tău egoist, urmezi lui Hristos și supui voia ta, nu ție însuți, ci supui voia ta voii lui Hristos. Asta însemnează lepădare de sine. Nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești pentru Hristos. Norma Lui, norma ta de viață este Hristos. Poruncile Lui devin modul tău de a trăi și de a viețui.
Acesta este omul care se leapădă de sine cu adevărat. Nu semnează că Hristos ne anulează personalitatea, lepădându-ne de noi înșine, de sinea noastră egoistă, de lipirea noastră de păcat. Și pe urmă să-ți iei crucea. Sunt multe cruci în viață. Iar este și o cântare care spune că toată casa are o cruce. Tot omul are o cruce de dus. Crucea unor neîmpliniri, a unor boli, a unor încercări, a unor suferințe, a unor eșecuri în viață. Crucea căsătoriei, crucea preoției, crucea văduviei, crucea călugăriei, toate sunt cruci, dar ancorate în crucea lui Hristos. Așa trebuie să le privim. Și atunci avem putere că angajându-ne pe drumul urmării lui Hristos și luându-ne crucea, fiecare cum o avem, Hristos ne dă putere pentru că El vine și El luptă împreună cu noi și împreună cu noi săvârșim călătoria noastră și drumul nostru care ne duce la Hristos și împreună cu Hristos la dobândirea vieții cele veșnice în împărăția Sa. Iubiți credincioși, deci vedeți că Mântuitorul Hristos ne cheamă, dacă vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine, să trăiască o răstignire. Așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, zice, eu sunt răstignit pentru lume și lumea este răstignită pentru mine. Nu ne cere Hristos să ne urcăm pe o cruce și să ne jertfim pe ea. Pe crucea noastră a suferințelor și crucea pe care o avem fiecare, pe aceea trebuie să ne-o asumăm, să ne-o ducem și să trăim și noi o răstignire față de rău, față de păcat, față de nedreptate. Așa ești răstignit lumii. Și lumea răstignită pentru tine, adică nimic din răul, din lume, nu te mai poate atrage și să te biruiască. Nici păcate, nici plăceri, nici nedreptăți, nici orice altceva rău din lume nu te mai poate atrage și birui sau să te stăpânească. Pentru că stăpânește înăuntrul tău legea lui Hristos. Și atunci trăiești și tu duhovnicește o răstignire, o jertfă, e o steneală, e o cruce în fiecare zi dusă cu multă atenție să fii răstignit plăcerilor și păcatelor, dar în același timp să fii răstignit urmării lui Hristos, pe de altă parte, atașat de bine, de virtute, de tot ce te poate ține unit cu Hristos și cu Dumnezeu și să mergi pe drumul urmării Lui, așa cum au urmat alții lui Hristos. De la apostoli, de la martiri, de la cuvioși, de la mucenici, mucenițe și tot chipul cel duhovnicesc și îmbunătățit care a urmat, iată, de mai bine de 2000 de ani Mântuitorul Hristos, și în final s-au bucurat de slava Sa și au primit cununa slavei Sale, pentru că nu s-au rușinat să-L urmeze pe Hristos, o învățătură tot din Sfânta Evanghelie de astăzi, și-au pus sufletul mai presus de orice. Tot așa ne învață și Mântuitorul. Că să spui sufletul pentru urmarea Lui și pentru Evanghelie, că cine își va pierde sufletul în sens larg de viața ta, până în a-ți jertfi viața pentru Hristos, să nu te rușinezi, nici să-L mărturisești, nici să-L urmezi, și chiar să jertfești viața, așa cum și-au jertfit și alții viața când ni s-a cerut, dacă ni s-a cerut, pentru Hristos și pentru Evanghelie, zice, îl va câștiga sufletul. Vom câștiga viața cea adevărată, nu viața aceasta trecătoare, marcată de naștere și mormânt, ci viața cea veșnică, a cărei început îl facem în lumea aceasta, prin biserică, în care trăim ca o arvună bunătățile și harurile vieții cele veșnice, pe care cu prisosință ni le va da Hristos și le va da oricărui suflet care l-a urmat și care nu s-a rușinat să-L mărturisească în această lume, să trăiască pentru Hristos. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, e greu de ajuns la această dimensiune, dar nu este imposibil. Au ajuns sfinții, a ajuns Marele Pavel, care spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește întru mine. Să dea Dumnezeu ca dimensiunea crucii duhovnicești să ne marcheze viața noastră și tot parcursul nostru aici pe pământ, urmând lui Hristos și mărturisindu-L, și vom primi cununa
cea neveștejită a slavei sale, atunci când va veni pe norii cerului să judece toată lumea, însoțit de Sfinții Săi Îngeri. Amin.